psalmi care începe spunând că oamenii au venit să leșane bine cântare de laudă. Dumneavoastră vă așa de bine aici, sunteți frumoși și suntem într-un loc unde leșane de bine. Dacă v-aș vedea la o altă ghiletă, într-un loc suspect, nu v-aș vedea bine, dar la credincioși de sare leșane de bine casa Domnului. Domnul să vă binecuvânteze că ați băgat pe foc, ați închis casa, poate să lăsa copiii nepoții, Domnul să-i binecuvânteze, să nu se uită la televizor în timp ce bunica e la predică, sau să Domnul să trimită cumva predica, cumva, că are Domnul mesagerului, și să le vorbească și Domnul celor care i-ați lăsat acasă. Amin. Amin. Întâlnirea cu fratele păstora dumneavoastră, Ilie Plede, este o cântare de fiecare dată. Domnul să-L binecuvânteze. Noi suntem lipiți, așa cum spunea El, prin preocupări și origini. Și mulțumim Domnului că suntem unde neșa de nouă bine să slujim cu Evanghelia. Mulțumesc să o văd pe Domnului, pe sora preoteasă și copiilor atât de cuminți. Domnul să-L binecuvânteze. Din urmă, în ultimul rând, familia Răcuceanu, sora, fratele Răcuceanu, Domnul să vă binecuvânteze. Și sunt sigur că împreună aici cu fratele Ilie, cu fiecare dintre dumneavoastră, faceți o lucrare care va fi cândva evaluată și sper din toată inima răsplătită. Domnul să vă ajute. Amin. Noi nu credem în noroc. Noroc Vasile, noroc Gheorghe, la noi nu merge. Noi ne salutăm altfel. Norocul ar presupune că viața este un joc la ruletă, un fel de poker. Și dacă ai cartea bună, ai noroc. Dacă tot sărac, tot bolnav, înseamnă că în viață n-ai avut noroc. Noi nu credem în pariu, în noroc și în alte lucruri. Noi credem în Harul lui Dumnezeu. Noi credem în Harul lui Dumnezeu, în alegerile cele bune. Credem în felurite haruri. Aș vrea să vă spun că multe haruri aveți în seara aceasta. Avem de pildă Harul tehnologiei. V-ați gândit? Harul tehnologiei. Secole zei, biserica n-a avut scaună. N-a avut încălzire centrală. N-a avut becuri, neoane, microfon. Toți evangheliștii mari din secolul XVIII, când s-a trezit Anglia și America, erau răgușiți. Și au murit răgușiți pentru că nu erau microfoane. Avem harul tehnologiei, avem harul comodității, avem bănci tapizate, avem scaune confortabile, avem haine bune, am sacul de catifea, am o cravată, am niște păpuci moderne, avem harul tehnologiei, a confortului, avem harul să avem Biblia. Să avem, să fie în limba română. Secole întregi, credincioșii n-au avut Biblia. Și dacă dețineau o filă, doar o filă de ea, unii erau pași pe rând. Ce har avem? Și avem și harul, să recunoaștem, al sănătății. Ne-am putut deplasa în locul acesta. Și aș putea continua o listă mare de haruri. Deci nu noroc, avem mult, mult har. Dar există un har peste harul. Peste harul rugăminte, a faptului că totuși am avut ce mânca astăzi, peste harul acesta, peste harurile acestea, există un har peste har. De ce în seara aceasta, predica mea se numește Harul Întâlnirii cu Hristos, care este cel mai mare har. Lăudați să fie Domnul. La urmă, vei să știți cine e omul să stinge, tabițăria se rupe, hainele se rup, trupul merge în jos, legea gravitației de bagă la o să le bage la 2 metri sub pământ, toate o să meargă în pământ, la urma urmei. Dar există un har care va rămâne permanent, un har dincolo de harul fizice, harul mântuirii, harul întâlnirii cu Domnul Iisus. Amin. Amin. Despre asta se predică seara aceasta și observați primul detaliu. Vă fac cunoscut Evanghelia, fraților, zice Evanghelia care a primit-o și eu, nu pe care am confecționat-o, am primit-o. Vai de cei care construiesc Evanghelia de mers la vor. Noi nu putem construi Evanghelia născocii. Noi o transmitem. A murit Hristos pentru păcatele noastre. A fost îngropat și a înviat și că s-a arătat.
potrivit schemei logice de aici, fără să exersă mult, să zicem așa, partea asta rațională noastră, Evanghelia nu este moartea și învierea Domnului Iisus. Și Evanghelia până capăt este moartea, învierea și arătarea Domnului Iisus. Amin? Să vă spun, dacă Evanghelia este numai faptul că știm că a murit și a înviat, este o simplă informație. Vă spun, am avut o întâlnire cu un imam, cu un arab la Arad, și imamul, preot arab, din Singapore era el, știa despre Domnul Iisus, el avea informații. Foarte lume, și arabii știu că a existat un Iisus care a murit, numai cu 2000 de ani, a fost răstignit de autoritățile de azi, că a înviat, unii mărturisești astăzi, nu toți, dar unii mărturisești astăzi. Dar la ce folos? Dacă murim, tot fără să-L cunoaștem. De aceea, dacă vrei să te cunoști Evanghelia, nu redusă la Evangheliile din text, nu redusă la o carte numită Biblie, ci Evanghelia adevărată înseamnă să treci de la informația morții și a învierii Lui, la experiența întâlnirii față în față, Duh către Duh, Duh întâlnirea cu Domnul Iisus. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Despre aceste lucruri să zăbovim în seara asta din cuvântul acesta. Încercăm să vedem cum este acest har al întâlnirii, harul mântuirii, harul descoperirii Domnului Iisus. Spunea cineva, un învățat mare. Nu toată lumea e deșteaptă, deci se recunoaște asta, dar nu toată lumea este foarte inteligentă. Ei, au fost în secolul trecut câțiva oameni, pentru care un filozof francez, Michel Henry, foarte, undeva aproape de Heidegger, un înțelept foarte mare, înțelepții lumii, cum avem noi, înțelepții lumii, mă conjoară. Ei, francezul ăsta s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, așa sper eu, după cât am auzit și am citit, având experiența întâlnirii cu Dumnezeu. Și el a zis așa, vă citesc din înțelepta lumii, la nivel mondial, se contează, zice așa, adevărul în creștinism nu are nicio legătură cu adevărul revelat de analiza textelor, de studiul textelor. Știi, tu de Scriptura și de Cuvânt. Și ai înțeles versetul? Nu. Trebuie mai mult decât creștinismul, nu este doar acesta. Creștinismul, spune el, este teoria stupefiantă a autorevelării lui Dumnezeu, a descoperirii lui Dumnezeu. El spunea, să te mântuiești nu înseamnă să aștepți apariția ultimei cărți în materie de mântuire. Mergi la bibliotecă, citești ultima carte pe tema mântuirii, ai citit, citești de trei ori păsară, sunt 7 rugăciuni păsară și ne mântuim așa, printr-un proces al nostru. Nu. Ci este descoperirea lui Dumnezeu. De aceea nu este suficient să avem Biblie? Nu. Sunt foarte mulți români care se duc la doctor, la spital, să se interneze cu pijamale, să pun perințe de dinți și Biblie. Tot românul ia Biblia unde? La spital. Așa au văzut. La Noul Testament. Atunci descoperă neamaricica din mătușa, eu știu, floare, de nu știu ce, că are Noul Testament. Undeva era pe frigider. Dar anul trecut era pe frigider, dar când e vorba de internat, descoperim Biblia. Atunci descoperim Noul Testament. Este foarte important să avem această descoperire, această pasiune de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Să știți într-un fel că, pe plan mondial, există o patimă după experiențe imediate și transcendente. Vă spun, am văzut în orașele noastre și la lucruri am văzut cursuri gratuite de yoga. Vă spun, foarte mulți tineri merg la cursuri de yoga. Sunt sigur că în Arad există tineri care le place cu meditațiile astea transcendentale, să stai așa într-o poziție, să simți ceva deosebit. Foarte mulți. Sunt oameni din Făget care sunt ispitiți de lucrurile astea mistice, să simți ceva extraordinar. Stai cu o lumânare aprinsă noaptea la 12, cu becul stins, rostești ceva în limba slavonă, citești pe psaltire ceva, și simți ceva deosebit. Nu, ne plac experiența asta mistice, știți?
așa ceva magic. Și lumea, să știți, este vrăjită într-un fel de experiențele astea. Vă dau un caz. Believe.net este un site care are 8 milioane de mesaje de îndrumare spirituală primite în fiecare zi. Asta era anul trecut. La acest site sunt abonați 460.000 de budiști, 313.000 de evrei și 268.000 de musulmani. Oamenii sunt curioși și vor să aibă experiențe spirituale. Dar vă spun eu acum, cea mai mare experiență, cea mai mare întâlnire este cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Nu cu o biserică, nu cu un pastor. Măi, am dat mâna cu mitropolit. N-am și de dat mâna cu... Câți n-au murit că au dat mâna cu mitropolit? Toți au murit care au dat mâna cu... Măi, am făcut o slujbă pe mine, de nu știu care pastor. Păi, Domnul Iisus a făcut slujbe pe alții și nu s-a pocăit. Să nu credem că dacă aparținem unei biserici, cu un preot frumos și tantru, că avem o Evanghelie aurită sau că Evanghelia noastră de 3 kg sau 2 kg, lucrul acesta nu garantează. De aceea, cel mai important este să te întâlnești cu Domnul Iisus. Nu doar să-L vizitezi din când în când la biserică. Domnul Iisus nu stă la biserică. Nu, numai noi l-am cuiat. Noi l-am cuiat în altar, am luat cheia bolunat, că mergem la facere de luni, iar el să stea în frig în altar, să stea în biserică, că noi avem treburile noastre în timpul săptămânii. Hai să vedem cum este harul întâlnirii potrivit acestui text. Din ce înțeleg eu aici, din versetul 8, mi s-a arătat și mie ca unei, eu eram zero, eram nimic. Deci mi s-a arătat și mie. Harul este un har nemeritat. Asta este prima informație ce o livrează textul. Harul mântuirii este un har nemeritat. Adică nimeni de aici nu merită asta. Păi da, am mers la biserică, am cheltuit. Ce-am putea face noi să zică Domnul, da, măi, bani tu meriți. Tot adevăr, când te-ai străduit tu. Dacă era după strădania noastră, nu mai trebuia să moară Domnul Iisus, nu? Dacă era după strădania noastră, dacă era după efortul nostru, nu e o scară, avem de la Ioan Sperat. E o scară și cât urcăm pe scară. Cât urcăm de pe scară? Cât suntem în stare noi să facem? Zicea Părintele Pavel, și viața să vă dau. Și la seara și tot, îmi fac tot, dau și viața, martirea și tot, și dacă n-am cumpărat, nu-i nimic. Harul nemeritat. Domnul zice, Apostolul Pavel, mi s-a arătat și mie. Dacă mi s-a luat interviul la o televiziune, Apostolul Pavel zice, măi, oameni buni, eu eram rău de cură, arestat oameni, băteam femei, puneam cărtușe, ardeam cărți de cântări, până în biserică. Eu nu meritam asta. Eu am fost un securist. Rău. Ce zice? O fi mai avut el. Dar zice, nu meritam harul acesta. Nici care dintre noi nu merităm mântuire. Nu suntem mai buni unii ca alții în fața mântuirii. Vreau dat să fie Domnul pentru lucrul ăsta. Că nu-i cineva așa mai vrea să merită. Este un har nemeritat. Ideea este susținută și de arătarea de pildă din Marcu. Harul ăsta nemeritat. Ascultați, Marcu este un text interesant. Cum să vedeți dumneavoastră? Marcu 16, versetul 9, Iisus, după ce a înviat de dimineața zilei din tâi, s-a arătat mai întâi cui? Mai întâi s-a arătat? Mai întâi s-a arătat la Maria din Magdala. Magdala era o cetate nord, ea era o femeie bogată, 4 ani, o auzit de Domnul Iisus, încărcată de păcate, că se zice, din care spusese 7 vraci. Nu este corect. Vreau să vă spun, Domnul Iisus, după logica noastră, nu s-a arătat corect. Hai să ne reducem la absurd și la. Ești Domnul Iisus, învii după 3 zile, cui te arăți? Tânăr de 34, Domnul Iisus. Cui te arăți? Domnul Iisus avea mamă, avea prieteni, avea ucenici.
Avea și dușman. Cui trebuia să se arate Domnul Iisus imediat după... Când ai așa, reușești la bacalaureat, la cine spui prima dată? Când reușești la bacalaureat, la cine spui prima dată? Cui spui prima dată că ai luat permis o auto? Sau cui, cu cine împărtășești o bucurie că ai câștigat la capacul de Pepsi o excursie în Arad? Cui, cu cine împărtășești? Cu cineva care ți-a aproape, cu mama. Eu cred că Domnul Iisus, după o listă catolică, trebuia să se arate la Maria, nu s-a arătat. Trebuia să se arate la... Și la ce trebuia să arate? Ucenicul care îl iubea, stătea la pieptul. Da? Punea capul așa, se aude inima. Cine? La Ioan. S-a arătat la Ioan. Nu s-a arătat la Maria. Nu s-a arătat la Ioan. La Petru trebuia să se arate, pentru că Petru era tot primul și s-a și lepădat un pic. Trebuia la Petru. De ce nu s-a arătat la Petru? Sau probabil, ca să arate că a înviat, trebuia să se arate la Sinedru. Știți că l-au judecat noaptea pe Domnul Iisus? Ei, tot noaptea trebuia să apară Domnul Iisus în sufragerie noaptea, când era tot întuneric, să-l bată pe umăr pe Ana. Hei, sus! Vă dați seama ce e fac Ana sau Caiafa? Dacă Domnul Iisus a dat, trebuia să se arate la Pilat! La Claudia, la soția lui, trebuia să vină la Pilat. Tot acolo, în curte, unde l-au judecat, luni, trebuia Domnul Iisus să fie acolo. Să se arate acolo. Nu s-a arătat la tărsar, nu s-a arătat nici la cea... S-a arătat la o femeie din care spusese 7 dragi. A vrut ei să-i se arate bine. Nu vi se pare ciudat? 7 dragi. Spuneau părinții bisericii că cât fac așa Sfântul Biserică faptul că dracii sunt responsabili de patime. Asta că Magdalena avea 7 patime. Bârfa este un demon al bârfei. Curvierea este un demon al bârfei. Nemulțumirea este un demon al bârfei. De 7 dragi, 7 păcate mari. Campioană la păcate era. Și totuși Domnul ei îi se arată. Îi se arată după înviere. Ca să sublinieze, sunt sigur, dacă să ne luăm după textul de Marcu, ca să sublinieze Domnul că Domnul când se descoperă, nu se descoperă pe funcție de bani, de afinități, ci se descoperă nemeritat la persoane care chiar nu merită. Lăudați să fie Domnul. Eu vă spun singur. Eu nu știu să răspund la întrebarea de ce sunt eu copilul lui Dumnezeu. Eu nu știu să vă spun la întrebarea de ce Domnul mi-a dat mie harul acesta. Că vă spun sincer, când eram în Păuliță, am crescut cu 3 copii. Am 3 crai de la răsărit. Vă spun, dacă eu dau în spate de istoria mea personală, eu am fost mai rău din cei 3. Așa, am eu, când jucam fotbal, tot timpul eu căutam mai mult, țin minte că odată am spart geamă la casă la unul, că m-am enervat cu nu știu ce. Țin minte că eu săream primul la bătaie, deci din cei 3 eu. La ora actuală, din toți cei 3 care acum 20 de ani jucam pe uliță, doar eu sunt în toată. Și am fost mai rău. Mă gândesc în aceeași situație personală, mă gândesc la tata și la frații lui. Din toți frații lui tata și surorile lui, din Maramureș, tata a fost mai rău. Nimeni nu era pețit și bătăuși ca tata sa. Și dintre toți care este doși la Domnul astăzi, tata meu, cel mai rău dintre frații. Nu știu de ce este atât de ciudat, că uneori oameni răi, oameni drogați, oameni care nu fură bun, oameni care sunt bandiți, oameni care nu merită pe Dumnezeu, Dumnezeu lor ni se descoperă. Era un om mic, să vă dau un caz mic de stat și cred că era și complexat și să fii și așa mai pitic, așa să umbli pe stradă, să te confunde lumea cu copii care este la grădiniță sau de la și frate, un patruță și rușine, așa. Era mic de stat, complexat. Era marginalizat pentru că lucra la vamă, vameșilor, mai mari de vameșilor. Și a scupat complexul cu bogăție. Și era scris și de la sinagogă. Și a venit Iisus în Ierihon. Trecea Iisus prin Ierihon. Omul mic, bondoc, vameș, scris de la sinagogă. Nu primea nimeni să stea, niciun fariseu cărtoran nu stătea de vorbă cu el. Și când s-au aliniat toți, relații, primarul, consilierii, toate partidele, că vine Domnul Iisus în Ierihon,
Domnul Iisus a trecut pe lângă ei blond și direct la frăgare. La frăgare, Zacheu. Și strigă pe Zacheu. Este formidabil. Între mii de oameni erau câteva mii acolo, numai cu unul cheamă pe lumea. Cel mai prăpădit dintre toți. Har nemeritat. Să știți, frați și surori, dragi prieteni. Mântuirea este un har nemeritat. Să ne așteptăm noi acum un pelerinaj la Ierusalim în genunchi ca să ne învrednicim. Noi nu o să ne învrednicim niciodată. Harul vine spre noi într-un mod nemeritat. Spune C.S. Lewis. Voiam dintotdeauna să nu fiu deranjat de intervenția exterioară. Dar într-o zi, pe tren, el s-a întors la Domnul. Și el spune că Domnul i s-a arătat lui, zice, ce am descoperit în mine m-am îngrozit. El era un profesor de literatură engleză, un profesor mare, nu era așa plăcut, să zice. Dar el zice așa, profesor, ce am descoperit în mine m-am îngrozit. Am găsit o menagerie de pofte, un balamut de ambiții, un gespar de tenere, un harem de animozități. Numele meu era Legiune. Era o legiune în costum, frumos, profesor. Dar mine era legiune. Că sub costum câte nu s-a spus și sub batic câte nu s-a spus. Câte prostii nu s-a spus sub hainele noastre, sub versetele noastre. Și zice, sub mine era o legiune. Dar zice, Dumnezeu a venit și m-a întâlnit. Lăudat să fie Domnul. Deci să știți că nu trebuie să faci 3264 de fapte bune ca să meriți. Trebuie să-ți asumi asta și să crezi că harul este nemeritat. Lăudați să fie el. Și mai mult decât atât, este și un har productiv. Nu doar că este un har nemeritat, este un har productiv, pentru că zicea Părintele Pavel atât de frumos și harul ăsta, zice, n-am fost zadarnic, că zice eu și ceea ce sunt, zice, sunt prin harul lui Dumnezeu. Sunt ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Deci ce face harul lui Dumnezeu? Să fii ceea ce ești. Adică o nouă identitate, produce o nouă identitate. Sunt ce sunt. Păi vă spun eu, dragi și surori, dragi prieteni, că cu Apostolul Pavel, înainte de convertire, nu puteai sta de vorbă. Așa că nu poți sta de vorbă cu primar cu câștiga alegerile. El a fost cu tractorist, până nu știu unde, păi, la... Dar când ajunge primar, nu mai stai de vorbă cu el. Sau când ajunge deputat, senator, gata, să umplă pene, un băun, un umblător, costum, insignia senator, nu mai stai de vorbă cu el. Care când ajung cu funcții, nu mai stă, nu mai cunoaște de ce sate, nu mai știe pe nimeni. Așa era Apostolul Pavel, eu așa în chipul, era un fariseu cu nasul pe sus, arogant, școli, zice, avea toate. Știa filozofie treacă, este interesant că are niște versete și în Corinteni și în partea apostolilor, citate din dramaturgi greci. Știa maxime din limba greacă. Fii Petru ăștia nu știau maxime. După aia au învățat unul 3 ani, după aia au învățat unul pe ei vechi de sacrament. Dar atunci știa legi, știa texte. Era un om bun. Și totuși, zice el după ce s-a pocăit, fraților, tot ce am avut să o pătesc era un cu... Ce era? Un cu noi. Du-te la el să-i spui asta. Du-te la el înainte de Damas. Du-te la el înainte de Damas, zici că Pavel cel mai vârstă în partida, da? Cel mai mare, cel mai tare. Toate sunt un gunoi din proprietate. Te-a luat de cât? Îți trăiește pe om. Să-i spui lui că toate sunt gunoi. Dar după ce s-a întors la Domnul, și-a dat seama că toate sunt gunoi. A fost o femeie la mine exact, care an de zile a stat în curvie. An de zile a stat în curvie. O femeie la noi exact. Dacă te duci, ce le-ai acasă? Și îi zicea, dotă, cum să zice, matare, stai în curvie. Și și-a fi făcut cu mătura de fi scos afară. Nu te rușine. Să-i spui ei că stai în curvie. Și vreau să spun ceva, femeia arătată. Cum să-i zice ei că e în curvie, că stă cu bărbat, nu stă de zile, că e alt bărbat, nu de la... Cum să-i spui ei la doamna, că lucra bancă, să fii în curvie? Ea e oală, divorțată, dar cum să-i spui? Dar a venit vremea când femeia s-a rugat la noi de sat, s-a pocăit. Și știți ce a spus? Am stat în curvie, fraților. A recunoscut, dar după ce s-a venit cu Domnul. Vedeți? Harul lui Dumnezeu te face să te vezi. Până atunci nu te vezi. Dă o oglindă. Harul lui Dumnezeu spune oglindă și te vezi. Până atunci nu. A venit la mine un om și a zis, sunteți pastorul la Aica? Crișeva, da. Păi eu cine va domne în satul ăsta?
Cum își permite un eroraș a dumneavoastră? Mai merge și eroraș, ce? Cum își permite eroreașul noastră să treacă la mine cu blu? Că eu știu cineva în sat. Cu asta știi cine se omsată. Am să zic, nu, dar o să află peste 20 de ani o placă neagră de marmură. Eu sunt cineva, domnule, în satul ăsta. Eu și am făget. La sectă să mă duc eu la coia, în cuști. A fost o Pavel, era plin de el, nu puteam o interviu. Că dar un an trebuia și după ce s-a făcut, a zis, apa sânge, tăte titlurile, tăte că mi-a venit, toate legile și posturile de păstar și tot ce făceam eu. Că nu-L cunoșteam pe Domnul Iisus. Dar zice, acum cunosc pe Domnul Iisus și simt ce sunt prin Harul Lui. Lăudat să fie Domnul. E foarte bine să fim deștepți, să știți. Și tinerii care sunt aici, foarte bine să studiem. Să fim deștepți, e foarte bine să fim deștepți. Să fim sănătoși, foarte bine să fim sănătoși. Dar vă spun. Dă murit, tot senin un pic o să murim, că vă tâlneți așa. Dă murit, tot bolnav murim, că dă boală murim. Deci tot nu valorează inteligența și sănătatea. Deci tot ce suntem noi? Încercăm să fim sănătoși, încercăm să fim religioși, inteligenți, dar până nu vine Harul lui Dumnezeu, suntem ce nu suntem. Când vine Harul lui Dumnezeu, suntem ce trebuie să fim. Lăudați să fie Domnul. Știți? Legea arată ce sunt. Sunt un păcătos, Harul arată ce pot deveni. Și Ioan devenit, zice, și Ioan zice, le-a dat tuturor dreptul să numească copii ai lui Dumnezeu. Ce scrie în buletin? Copiii la lui Dumnezeu. Noi ne adresăm unii la alții după starea socială. Domn inginer, domn profesor, domn veterinar, domn pastor, domn... Noi așa vorbim unii cu alții după starea socială. Că nu zici domnul bogat, domnul sărac, domnul știr, domnul chel, domnul cărul. Nu. Zici domnul profesor, domn doctor, domnul... Am văzut ceva comic, vă spun sincer, la un cimitir, la Arad acos, și scria domnul doctor cu tare, o pestru și care, studentul cu tare și în fața morții, ca și cum moarte scrie, domn doctor, să vă iau mai finuț cu coasă. Domn inginer, să vă iau mai cum. Deci tot trebuie să te iau, nu să te iau mai cum. Tot în fața morții, nu arătăm diploma, buletinul și moartea zice, am sorry că n-am știut că sunteți cu o funcție așa mare. Și ce are? Ce contează asta? Sunt ce sunt prin Harul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, când ne întoarcem la Domnul Iisus, devenim ceea ce trebuie să devenim copiii lui Dumnezeu. Zice, întâi eu Andrei, vreau vă spun așa un secret. Noi, este un blocaj de înțelegere în întâi eu Andrei. Zice, noi suntem copiii și ce s-a arătat așa, suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi, adică un viitor, nu s-a arătat încă. Ce înseamnă asta logic? Că vom fi, când se va arăta, mai mult decât copilul lui Dumnezeu. Acum suntem, zice, copilul lui Dumnezeu, dar ce vom fi, încă nimeni nu știu. Mai mult decât atât. Eu nu știu să explic. Păi suntem că ne așteaptă lucruri mari în Împărăția lui Dumnezeu, dar prin Harul lui, prin un Har nemeritat. Aș vrea să vă spun spre încheiere că există un birou de făcut oameni noi. Există un birou de făcut oameni noi. Pe birou scrie. Acest cabinet de făcut oameni noi, Harul Domnului Iisus. O ușă intri, așa cum ești. Așa cum sunt la tine vin cu țigările în buzunar, că dacă tot acestea la țigări, cu când? Vine cu ei, vii cu ele în buzunar, și tu, frați, tine care veneam, o mai scăpa pe jos, cu cât de milul lumii. Asta este, vii cu țigările, venim cu ce citim, cu ce vedem, cu ce am lăfit, cu vocabular, așa cum se vii pe ușă, Harul lui Dumnezeu, birou, și ești parte ușă copilului Dumnezeu. Plăbiți să fie Domnul. Să vă dau un exemplu. A venit la birou de făcut oameni noi, un băiat. Și băiatul a zis, este imaginația mea aici, da? Se grefează pe Scriptură. Zice, cine ești? La birou. Cum ai făcut? Cine e? Păi zice, sunt familia lui Manase. Sărac, bogat cum ești? Sărac. Cel mai sărac. Cel mai mic. Și de casă, cel mai mic.
Și au auzit Domnul Iisus că a venit unul la birou și pe cel mai mic, familie săracă, pe vremea lui Adrian și Domnul Iisus și-a zis. Și-a zis Domnul. Domnul este cu tine viteaz, ești pe ușă, e viteaz. Așa slab, mic, nu te vezi. Pentru mine ești un viteaz. Știți că eu am și eu zis. Domnul este cu tine viteaz, ce ironie. Viteaz, cine făcea viteaz? Ce făcea viteaz? Nu știu, îmbrăcat frumos, cu un cal, unde-i viteaz? Ești și eu, ia cu vântă de baseball, dădeam, el era la teas. Și să fie e greu după orzul, după... Semi-desbrăcat, desculți, cu o bântă dădeam și domnul, viteazul. Să știți, nu suntem cum ne vedem, suntem cum ne vede Domnul la birou. A mai venit la birou unul, bătrân, 80 de ani, poate și știe așa de dinte, vorbea și rău. Până și-o zis numele, o să la birou mai repede, bâlbâi. O familie iară nu foarte importantă în Israel. Și Domnul a auzit, a venit un moș, 80 de ani, bâlbâi. Curaște-ți în pe cineva care de plâng cel mai mare și cel mai blând om, care a scris 5 cărți din Vechiul Testament, cărțile lui Moise, slăvit să fie Domnul, a ieșit pe birou unul dintre liderii poporului Israel, cei care a dus poporul în țara promisă. A mai venit la birou, eu aș putea spune multe din Vechiul Testament, a venit de la oi și mirosa oaie, o blăniță de-asta de lânuță, așa, un cojocel. Cu oarcă sunt brați, făcute de el. Corți de mață uscate, cum a putut și el confecționa o hartă, că nu era de firmă, da. Făcut de el manual, făceam noi fluiere, că noi am făcut acolo. Și vine cu harfa, desculți, într-un cojocel, ciobăraș, nici 302 n-a dat. Cine ești? Păi zic, cel mai mic din casa lui sa. Facultate, nimic. Studii muzicale, nimic. Și a zis Domnul la birou, împăratul lui Israel, om după inima lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. A ieșit pe ușă împăratul lui Israel, unul care a scris cea mai mare parte din Psaltire, un om care din corifeul Vechiul Testament. Și au venit alții și alții și peste secol au venit niște pescari, unși, mireșau toți acaraș, erau toți cu mrece de acolo și Domnul s-a dus la ei și a zis, la birou, toți unși, toți. A zis, voi, pescari de oameni, până la marginea Pământului. Vreau să vă spun în încheiere că nimeni nu știe ce poate face Domnul din dumneavoastră în casa dumneavoastră. Așa cu diabetul care îl aveți, cu pensia pe care îl aveți, cu starea care îl aveți, cu păcatele care îl aveți, Domnul ne dă o har de a produce în noi, oameni noi, slăvit să fie Domnul. Atât am vrut să vă spun și îmi doresc de toată inima. Domnul să ne dea harul.